Cu mașina în gardul unei gospodării din localitatea Vădeni, raionul Soroca. Este isprava unui bărbat de 50 de ani, locuitor al raionului. Potrivit polițiștilor din Soroca, șoferul conducând automobilul de marca Renault Clio pe drumul local din satul Vădeni, având ca pasager un tânăr de 20 de ani, din motive necunoscute a pierdut controlul volanului, ca urmare s-a ciocnit de burdura trotuarului de pe partea dreaptă a carosabilului, după care a fost proiectat într-un gard metalic, inversându-se. Accidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 1:30. În urma accidentului rutier, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Raional Soroca pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Alte circumstanțe ale producerii accidentului rutier se stabilesc.